Pesta porcină lovește județul Mehedinți. Se pare că fermierii au și alte motive de îngrijorare pe lângă COVID-19. În satele din județul nostru, gospodăriile sunt tot mai afectate de această pestă porcină. Pesta porcină africană face ravagii în rândul gospodăriilor non-profesionale. Satul Mereș din comuna Broșteni este cel mai afectat de pestă porcină, însă acesta nu este singurul caz. Focarele de pestă cresc de la o zi la alta în Mehedinți. Situația focarelor de pestă porcină africană, la data de 15 februarie 2021, este următoarea. În gospodăriile non-profesionale mai avem un singur focar activ, și anume în satul Mereș din comuna Broșteni, județul Mehedinți, iar pe fondurile de vânătoare avem 8 focare active, și anume Punghina 29, Corlățel 32, Ceranganul numărul 40, Burila Mare numărul 23, Jvinița 1, Dubova, Măraconia numărul 3 și Drobeta Turnul Severin numărul 15. Sunt respectate toate măsurile pentru combaterea și eradicarea pestei porcine africane conform manualului operațional de pestă. În legătură cu târgurile de animale de pe raza județului Mehedinți, aceștia sunt de asemenea închise datorită evoluției pestei porcine africane. Pe fondurile de vânătoare există 8 focare, Punghina numărul 29, Corlățel 32, dar și Drobeta Turnul Severin numărul 15. Însă acestea nu sunt singurele zone de vânătoare unde pesta porcină atacă în continuu. Autoritățile susțin faptul că sunt respectate toate măsurile pentru combaterea pestei porcine. De asemenea, târgurile de animale din județul Mehedinți sunt interzise din cauza pestei porcine africane.